us, they say nowadays don't mean much, crossing anchor in the sand. What we did, but my ship's a sail, and I'm here to tell that I don't mean like the other sun guy. I keep searching, and I can't seem to find why. Făcea și 35 de minute, ascultați Radio România Actualități, iar astăzi vă invităm să ascultăm muzică sau să vedem cum decurge muzica. De la Tiberiu Soare, dirijor, bun venit, bun revenit, regăsit în Club Prietenul de la 10. Bine v-am regăsit. Cum începe primăvara, că bate la ușă? Frumos, spun eu, începe foarte frumos primăvara. Activitatea concertistică și de spectacole la operă e una destul de bogată. Evident, nu mă mărgine să vorbesc acum doar despre ceea ce fac eu, nu? Dar, în general, publicul bucureștean și nu numai, din toată țara, are de ales între foarte multe evenimente de muzică foarte bună. Dacă vorbim doar de București, evident, avem aceste oferte extraordinare din punct de vedere cultural, care înseamnă Filarmonica, orchestrele și corurile radio, Opera Națională București, Teatrul Național de Operetă Ion Dacian. Nu mai spun de toate evenimentele care se întâmplă, să spunem, în afara cadrului instituțional. Avem activitățile acestor orchestre, cum ar fi Orchestra Sinfonică București, Symphonic Factory sau Sim Factory. Se întâmplă să mai dirijez și eu cu ei de câteva ori. Cred eu că în București nu prea te plictisești dacă ești iubitor de muzică de calitate. În țară, bineînțeles, avem toate aceste centre. Peste 15 filarmonici așteaptă publicul din centrele importante din țară. Avem teatre de operă în orașele importante: Cluj, Iași, Timișoara, Constanța, Craiova, Brașov. Lucrurile se întâmplă. În România lucrurile se mișcă din punct de vedere al muzicii clasice și mă bucur foarte mult că am evitat o capcană. Era facil să ne încordăm, să zicem așa, din 2 în 2 ani pentru a organiza o splendidă ediție a Festivalului Internațional George Enescu și între aceste ediții să nu se împlinească nimic. Iată că nu s-a întâmplat asta și mă bucur foarte mult. Există o activitate susținută și continuă din punct de vedere al muzicii de calitate.
Iar pentru Tiberiu Soare, cum este primăvara în afară de cea profesională? Pentru mine, întotdeauna primăvara e prilej de bucurie. Eu sunt iubitor de căldură, de plaje însorite, de verdeață. Dar voi sunteți optimiști. Nu e primăvară, deci astăzi este 11 februarie. Dacă ne uităm pe geam, la urma urmei primăvara sau orice anotimp ce e la urmă, e o stare. Să vezi ghiocei, da? E o stare. Așa este, glumesc. Ne simțim așa, oarecum primăvara, deci. Da. Până la urmă ne-am săturat poate de frig și de zăpadă și din când în când mai merităm așa o mică pauză de primăvară, pentru că de mâine, poimine, vremea se răcește iarăși. Uite, când am dat cu vorba despre vreme, am uitat să le spunem prietenilor noștri că dacă vor să-l vadă pe Tiberiu Soare, invitatul de astăzi, să intre pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul nostru www.romaniaactualități.ro. Încă de aseară am anunțat că vine Tiberiu Soare astăzi în Clubul Prietenilor de la 10 și unul dintre ascultătorii noștri ne întreba, sunt din Bacău, ajunge vreodată Tiberiu Soare și la noi în oraș? Da, am fost acum vreun an și ceva la Filarmonică la Bacău cu un percuționist extraordinar, Alexandru Anastasiu. Am avut un concert împreună acolo cu Orchestra Filarmonicii Băcăoane și întâmplarea face că acum nu mai mult de 3-4 zile am vorbit cu cineva de acolo de la Filarmonică și urmează să merg în decembrie, dacă mi-aduc bine aminte. În decembrie o să am un concert acolo cu Filarmonica din Bacău. Deci, mă duc și deci în Bacău. Da, sunt multe întrebări venite din partea ascultătorilor. 0748887766, număr cu tarif normal. Așteptăm și acolo SMS-urile dacă aveți întrebări pentru Tiberiu Soare, invitatul nostru de astăzi. Tibi, ai spus la un moment dat că nu ești un om de echipă? Păi, nu prea sunt eu un om de echipă, păi așa, de pentru că e defect profesional. N-am spus-o cu mândrie și nu n-am spus-o prezentând-o ca pe o calitate, dar e o constatare. Nu prea ești un om de echipă, pentru că dirijorul, e adevărat, lucrează cu toți oamenii de acolo, nu? Orchestra, corul, soliștii de operă, dacă ai operă, balerinii, în cazul în care dirigezi balete, dar, de fapt, e o meserie solitară, e o meserie de om singur. Studiezi foarte mult, 80%, dacă nu mai mult, din timpul de lucru al unui dirijor e reprezentat de fapt de studiul și analiza partiturilor. Practic, cum se pregătește un concert? Un concert important. Povestește-ne cum se pregătește, așa ca la sportiv. Se stabilește componența, e destul de asemănător, să știți. Da. Se stabilește repertoriul concertului respectiv, nu? Ce piese urmează să interpreteze orchestra. După care eu unul îmi iau partiturile și încep să le studiez. Ce înseamnă a studia o partitură? Înseamnă în primul rând a o citi. În primul rând a o citi cu foarte mare atenție, dar după aia sunt tot felul de metode de analiză specifice dirijatului care țin de niște chestiuni foarte tehnice, nu o să intru în ele acum. Nu, în primul rând ai spus așa, mă duc acasă și citesc partitura. Poate să fie acasă sau și în altă parte. Am studiat acasă. Și în holuri de aeroport și în trenuri. Cum se citește o partitură? Și în benzinării am studiat când a fost cazul. Exact ca o carte? Cumva. În sensul că se citește de la stânga la dreapta, atunci da, putem spune că se citește ca o carte. Dai pagină după pagină. Numai că se citește, dacă aveți cumva în minte o partitură cu mai multe portative, fiecare portativ reprezentând un instrument din orchestră, ea se citește cumva pe verticală, ca un fel de linie verticală care avansează către dreapta. Deci am trebuie înțeles. Să citești. Oricum, sunt întrebări de necunoscători, vocile. Asta este da, clar. Da, și eu încerc să mă feresc de termeni tehnici, dar ideea e că încerci ca dirijor să citești simultan vocile din partitura respectivă, mișcându-te de la stânga spre dreapta. Asta ce creează, de fapt? Un fel de proiecție mentală. Îți imaginezi prima dată muzica aia pe care o vor asculta sutele de spectatori care vor fi prezenți în sala de concert sau de spectacol. Muzica aia prima dată se naște în mintea dirijorului în momentul în care citește partitura. Este o proiecție mentală. Îți proiectezi felul în care îți dorești să sune orchestra, corul, soliștii, îți dorești să sune în seara respectivă a spectacolului sau a concertului. Asta se întâmplă, de fapt. Îți proiectezi mental ceea ce urmează să se întâmple, după care urmează adevărata muncă și aia într-adevăr este consumatoare de foarte mult timp, în care ei și analizez cu foarte mare atenție fiecare detaliu din partituri și unele dintre partituri pot fi deosebit de complexe. Dacă vorbim de compozitori cum ar fi, să zicem, George Enescu sau Giacomo Puccini sau Gustav Mahler, partiturile pot ajunge la un grad de complexitate foarte mare. E ceva de muncă. Da, cu adevărat. Nu ascund. După care urmează lucrul efectiv ăla cu orchestra. Te duci în fața orchestrei la repetiții. Acolo, într-adevăr, ce faci?
e un dublu proces. Pe de o parte încerci să le infuzezi cumva viziunea pe care ți-ai cristalizat-o în studiu partiturii, și asta pot fi zeci, sute de ore înainte, nu contează, poți să te apuci de studiu unei partituri și cu un an înainte de concertul pe care știi că l-ai. Cu cât știi mai din timp, cu atât mai bine. Este îți permite, dirijor. Îți permite, da, îți permite o apropiere mai relaxată, să zicem așa, cu textul, dar ideea e că te duci în fața oamenilor și încerci cumva să instilezi viziunea pe care ai căpătat-o în urma studiului partiturii, dar în același timp, cred eu, cel puțin eu asta fac, un dirijor își păstrează și o ureche deschisă și o minte deschisă, pentru că într-o repetiție pot apărea și elemente la care nu te-ai gândit, care te pot surprinde în mod plăcut, alea care te surprind în mod neplăcut, evident, trebuie eliminate. Dar pot apărea lucruri care te surprind în mod plăcut, un alt fel de a vedea muzica pe care ți-l relevă felul în care cântă orchestra din fața ta, și pe acela trebuie să fii gata să le înglobezi în viziunea ta inițială pe care ți-ai făcut-o. Știți cu ce seamănă? Dacă ar fi să fac o analogie, seamănă cu munca unui regizor de teatru. Cam așa ceva se întâmplă. Exact, dacă întrebați un regizor de teatru ce face, cum pregătește o premieră, vă va răspunde probabil în termeni destul de asemănători. Studiază cu foarte mare atenție textul și imaginează, vede un regizor când se duce la prima repetiție, la modul ideal, când se duce la prima întâlnire cu actorii, chiar la lectura la masă, să zic așa, ar trebui, la modul ideal, să aibă o mare parte din ceea ce se va întâmpla în seara respectivă a premierei pe scenă, ar trebui să-l aibă deja în teatrul minții sale. Și un moment mai dificil așa peste care a fost mai greu de trecut sau de înțeles? Ce se întâmplă cu momentele în care toată orchestra din față nu reușește să ajungă în punctul ăla? Păi, și cât repeți? Două ore, trei ore, patru ore, cinci ore? Acum, mai revii și a doua zi? Sau evident. Bine, se mai mulează numărul și... Numărul de repetiții, ca în cazul tuturor artiștilor care au de-a face cu scena, numărul de repetiții e oarecum predeterminat. Se știe, vorbești cu organizatorii, orchestra, teatrul respectiv de operă și stabilești un număr de repetiții. Numărul ăla de repetiții de obicei se pune cam în funcție de complexitatea lucrării, în funcție de gradul de cunoaștere al orchestrei, al lucrării respective. Dacă oamenii sunt foarte familiarizați cu o anumită lucrare, nu are sens să... La britanici am întâlnit termenul ăsta foarte bun, la London Philharmonic, spuneau despre o anumită piesă că a fost over-rehearsed, a fost repetată prea mult. Există și așa ceva? Da, pentru că apărea sentimentul ăla de starea aia de sațietate, de îndestulare a orchestrei și practic nu mai exista acea scânteie care să creeze și tensiunea aia specifică unei apariții în fața publicului. Da? Deci o piesă poate e supusă și riscului de a fi mult prea mult repetată și muzicienii să-și piardă entuziasmul pentru piesa respectivă. Deci toate lucrurile astea trebuie judecate cu oarecare discernământ. Ce se întâmplă când lucrurile nu merg? Evident, încerci să-ți dai seama de cauză. Nu repeți ad nauseam așa până la greață, repeți bucata aia și tot nu iese și tot nu iese. Evident că trebuie să identifici, și asta e într-adevăr treaba dirijorului în repetiții, trebuie să identifici care e cauza, nu doar faptul că nu merge ceva, ci trebuie să te gândești de ce. Poate să fie un fel eronat de citire din partea unui anumit instrumentist din orchestra textului. Poate el e convins că citește corect textul respectiv, dar de fapt să fie un detaliu care i-a scăpat și face ca muzica respectivă să fie deformată. E de datoria ta, a dirijorului, să sesizeze asta și să-i atragi atenția, să-i spui, evident, folosind termeni civilizați. Există și posibilitatea ca o orchestră sau un ansamblu de muzicieni să aibă o anumită părere colectivă despre o lucrare, iar dirijorul, prin concepția pe care încearcă să o aducă în fața lor, să contrazică într-un anumit fel felul în care oamenii respectivi văd lucrarea aia pe și care atunci, o au căutat-o de multe ori. Și atunci, după părerea mea, cea mai bună soluție este un compromis gândit foarte inteligent. Adică păstrezi elementele care consider că sunt benefice pentru interpretarea pe care vrei să o dai piesei respective, respectând în același timp, într-un fel, și, să spunem, tradiția orchestrei respective, dar în același timp trebuie să-ți identifici anumite puncte care te definesc pe tine în momentul în care apari în fața publicului. Ei bine, la alea nu prea poți să renunți și trebuie să folosești toate mijloacele de persoasiune de care ești, de care dispui pentru a le obține. E o muncă foarte... Nu te plictisești niciodată, asta pot să spun sigur. Nu te plictisești niciodată acum? Ca dirijor. S-ar putea ca cei care ne ascultă să prinde aceste trucuri, nu se știe, poate sunt copii, adolescenți care, auzindu-te la radio, să... Păi să sperăm, eu la urma urmei îmi datorez parcursul profesional
vouă, jurnaliștilor. Vouă vi-l datorez, pentru că revelația mea în ceea ce privește dirijatul de orchestră, bun, eu făceam muzică, făceam vioară la liceul de muzică, de mic, de la 5 ani jumate, 6 ani am început cu vioara, dar momentul ăla din liceu, când aveam vreo 16 ani, deci probabil că eram clasa a 10-a, momentul ăla în care am citit un interviu cu Sergiu Celibidache, momentul ăla eu nu o să-l uit niciodată. Și ăla a fost unul din momentele hotărătoare în viața mea. Clar, a fost de cotitură. Adică atunci mi-am dat seama că dirijatul de orchestră este ceva extraordinar de complex, este ceva multidisciplinar, trebuie să cunoști multe lucruri pentru a îndrăzni măcar să te apropii, să începi să înveți ce e dirijat de orchestră. Și asta am înțeles-o prin intermediul acelui interviu acordat de Sergiu Celibidache. Dacă jurnalista, că ții minte că era o jurnalistă cea care îi luase interviul, dacă jurnalista respectivă nu ar fi realizat acel interviu și acel interviu nu ar fi fost citit de mine, probabil, ne putem juca aici cu posibilitățile, probabil că mi s-ar fi declanșat scânteia asta cu dirijatul de orchestră din alte cauze sau probabil că nu s-ar fi întâmplat deloc. Și atunci m-aș fi dus la aviație, că asta vreau să devin pilot. Și am fi vorbit cu aviatorul sau comandantul de navă. Dar cert e că s-a întâmplat și trebuie să o spun că datorez mijloacelor media. Datorez, așa că dacă se întâmplă și acum undeva, cine știe, Doamne ajută. N-aș putea decât să mă bucur foarte tare. Cea mai spectaculoasă întâlnire cu publicul cel mai cald public, când a fost ultima oară pentru Tiberisoare? Ultima oară? Aseară. Aseară. Unde ai fost la Opera Națională București? Aseară la Opera Națională București am avut de dirijat spectacolul La Boheme, Boema de Giacomo Puccini, cu colegii mei de acolo, soliști extraordinari, Ina Rădăchescu, Lucian Corchiș, Ionuț Pop. Și a fost o atmosferă superbă, sala era plină, paranteză, extraordinar lucru, sălile sunt pline la operă și la muzică simfonică, din nou. După ce am trecut printr-o curbă în anii 90 destul de nefericită, cu săli destul de goale, observ că din ce în ce mai mulți oameni vin la spectacole de operă, de balet, la concerte simfonice. Asta este pentru mine un lucru care mă bucură foarte tare. Nu am reușit încă să-mi explic pe de-a întregul fenomenul ăsta, dar mă bucur foarte tare că se întâmplă așa. Închid paranteza. Aseară sala era plină, plină ochi și o atmosferă într-adevăr superbă. Zile bune la operă, seri frumoase la operă. Și urmează o triadă de foc pentru domn. Ce le recomanzi? 14 februarie, 1 martie, 8 martie. Da, ar trebui ceva în ton sau nu știu. Le recomand foarte multă, foarte multă răbdare. Dar, cu răbdarea treci marea. Da, cu răbdarea treci marea. Ce le recomand? Bineînțeles, invitația la un spectacol de operă, un spectacol de balet sau la un concert simfonic este întotdeauna un semn de distinție cumva pentru. Adică tu pentru ca femeie, dacă primești un cadou, să zicem un bilet la operă, ar trebui să. Cel mai frumos ar fi să fie două bilete, domnul care corect, oferă și. Corect. Și da, eu cred că o seară la operă nu are cum să fie altfel decât foarte frumoasă. Evident fiind însoțită și de o ieșire undeva în oraș și de un mic cadou. Cam aici se opresc sfaturile mele, că nu sunt foarte... Zâmbește, Ionuț, zâmbește. 14, 20 și, mă rog, sunt câteva zile importante pentru... Da, așa e. Și cam vin peste noi, așa. Primăvara asta e... Am multe întrebări. Am primit multe întrebări de la ascultători. Am găsit o întrebare din partea Gabrielei, pentru că ați făcut paralele cu actorii care sunt diferiți... care sunt și ele diferite, aceste comparații. Orchestrele simfonice sună diferit între ele, da, pe aceeași lucrare, spun, sau da, depinde totul de dirijor? Ambele întrebări, pentru că sunt două întrebări, da, aici, ambele întrebări au răspunsul da. Orchestrele sună diferit pentru că orchestrele sunt făcute din oameni, iar oamenii ăia nu sunt niciodată identici. Mai mult decât atât, aceeași orchestră cu aceeași lucrare poate suna diferit de la o seară la alta și ăsta este un lucru bun, nu rău. Este un lucru extraordinar, pentru că muzica, din fericire pentru noi toți, nu este știință, este artă. La bazele ei, în momentul în care începi să o studiezi, începi să o studiezi ca pe o știință. Trebuie să înveți. Sunt anumite lucruri fără de care nu ai cum să faci muzică. Și atunci abordezi muzica cumva, dintr-un punct de vedere implicit științific. Numai că treptat, treptat, ea se deschide către ceea ce este cu adevărat, adică o artă. Este supusă nu neapărat subiectivității, pentru că aici am cădea într-un fel de anarhia gusturilor, dar este supusă intersubiectivității.
adică sufletele, mințile celor care fac muzică puse la oaltă, dau întotdeauna niște rezultate superbe și unice. Asta este foarte important de știut. Orice interpretare, orice interpretare a unei lucrări este unică. Dacă se întâmplă ca ea să fie captată printr-un anumit mijloc și redată după aceea, foarte frumos. Avem ceea ce s-ar putea numi un fel de stop cadru în timp al felului în care s-a cântat în seara respectivă undeva, nu știu unde, ne-a plăcut nouă foarte mult. Dar, de fapt, muzica este ceva viu și se întâmplă de fiecare dată altfel. Este irepetabilă. Și cum se ajunge sub bagheta lui Tiberiu Soare? Mai degrabă întrebarea ar trebui întoarsă puțin, adică cum ajungi să ții o baghetă în fața oamenilor, că așa lucrurile sunt simple, ca să faci parte dintr-o orchestră sau din colectivul de artiști al unui teatru de operă sau de balet, este foarte simplu, te apuci de regulă de foarte mic, de mic, te apuci de muzică, după care studiezi foarte, foarte mult, după care îți termini studiile, îți iei toate diplomele necesare pentru a fi recunoscut de instituțiile statului român, că asta e, după care asta nu-ți garantează deloc că ajungi într-o orchestră sau ajungi să fii solist sau membru într-un cor sau te prezinți la concursuri, pentru că se scot posturi la concursuri. La concurs. Și acolo te prezinți la concurs, la oaltă cu ceilalți și dacă ai studiat foarte, foarte mult și dacă ai și un dram de noroc, că îți trebuie și un dram de noroc întotdeauna în astfel de condiții, ajungi până la urmă să îți exerciți profesia pentru care te-ai pregătit. Eu știu că nu vreau neapărat să vorbesc despre mine, dar trebuie să vă spun că dirijorii nu apar prin generație spontanee. La rândul meu mi-am făcut studiile și am dat concurs la operă. Primul meu concurs la operă, am dat două concursuri la operă. Primul meu concurs la operă a fost în 2004, sfârșitul anului 2004. Contractul meu, după ce am luat concursul, a început în anul 2005, la 1 ianuarie, după care am avut o pauză de vreo 3 ani, între 2013-2016, pentru că am fost aici, la dumneavoastră, dirijorul principal al formațiilor și corurilor Radio România. După care, în momentul în care mi s-a terminat contractul de 3 ani aici, m-am reîntors la operă și unde a trebuit să dau din nou concurs. Și l-am dat. Și le-a dat. Și sunt din nou dirijor la operă. Da. Nu e, în orice caz, vă pot spune, nu este simplu. Este o meserie extrem de dificilă, care dă niște satisfacții foarte mari, dar e foarte greu să ajungi, într-adevăr, să faci muzică la nivel profesionist, la... Prietenii de la 10 au ceva acum, aud, tu, ca să poți să ne spui și despre ce este trebuie vorba. Trebuie să pun căștile? Da. Să ne traduci. Acum, gata. Cred că sunt date foarte încet. Există vreun... Da. Așa, ce trebuie să fac? Să vă spun ce e asta? Da. Asta este din Requiemul, Messa da Requiem, așa se numește, de Giuseppe Verdi. Se numește, e diesire. Iesire, așa îi zice la partea asta din Requiemul de Verdi. E una dintre cele mai spectaculoase părți pentru cor și orchestră scrise vreodată în istoria muzicii. Trebuie să ne oprim aici, din păcate. Tiberiu Soare, invitat astăzi în Clubul Prietenilor de la 10. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Ce faci? De ce te-ai întins? Mă doare spatele. Nu ziceai că mergem la țară? Nu știu, mai vedem. Lasă că știu eu.